Are 70 de ani și este bolnavă. Locuiește cu chirie împreună cu fiica și nepotul la o curte comună care aparține primăriei Jimbolia și a amenajat în acel spațiu o bucătărie pentru a-și putea face o oală de mâncare. Iar acum a primit o înștiințare din partea primăriei că trebuie să elibereze respectiva anexă în 2 săptămâni. Motivul a fost vândută unei alte femei care deține o locuință la acea curte comună. Am 70 de ani, sunt bolnavă, sunt operată de rinichi, sunt foarte bolnavă. Și n-am nici toaletă unde să merg și unde să fac baie. Îmi fac în cameră baie și acum ca și... Nu știu ce să mai fac, unde să mai merg, că n-am putere să merg niciunde, să-mi rezolv, nu se poate așa ceva. De 16 ani am locuința asta aici, am făcut din ea că a fost o magazie, nu locuință. Și acum când e totul gata, vine să... Că o trecut tot pe... contractul lui vecina care a cumpărat casa. Crina Maria Panait, fiica femeii de 70 de ani, a descris condițiile în care trăiesc. Noi stăm 3 persoane, eu fiind 48 de ani, băiatul meu 28 de ani, mama mea 70 de ani, stăm într-o singură cameră, care noi am despărțit-o și am putut să facem încă 2 camere, camera băiatului, camera mea și camera mamei. Mă înțelegeți? Deci nu știu ce face primăria, cum face primăria. Noi suntem distruși de vineri, de când a venit domnul de la urbanistică și ne-a înștiințat că trebuie să părăsim această curte, zicând că este curtea familiei Anderca. Deci noi suntem terminați. Fica femeii afirmă că intervențiile erau necesare, deoarece înainte totul era dărâmat, iar când ploua, construcția se inunda. Aceasta explică faptul că anexa este trecută în contractul de închiriere, valabil până în 2028. Drept urmare, primăria nu are niciun drept să le ia. Era totul dărâmat, ce să vă spun, era un dezastru, era apă, am filmări, cum intra apa înăuntru, umbla broaștere, umbla aici. Noi n-am avut condițiile în casă, este o singură cameră și un loc de baie, ca așa se numește. Noi ne-am gândit, lasă, nu ținem găinile, să facem noi o bucătărie ca să putem să avem de mâncare, să ne și spălăm, că asta este situația, n-avem ce să facem. Și acum primăria s-a gândit ei după 16 ani de zile, cu toate că este trecută în contract, dacă vă pot și să vă arăt, da? Uitați aici, da? Anexă. Uitați-o, da, este trecut în contract, deci nu am folosit-o abuziv, nu am folosit absolut nimica. Aici este trecută și 97 de metri pătrați, da, total suprafață, în schimb ne-a venit o decizie, da, unde nu scrie acești metri pătrați care sunt trecuți în contract, scrie că nu avem absolut nimica. Ioan Pintea Ungureanu, arhitect șef al orașului Jimbolia, a declarat că anexa este ocupată abuziv și că cele 2 construcții, bucătăria și foișorul, sunt amenajate ilegal. Le-am dat un punct de vedere referitor la informațiile din CFU și le-am dat termen de 2 săptămâni în care se libereze spațiul ocupat abuziv, respectiv să desfințeze acele construcții fără acte, pentru că nu pot fi păstrate pe teren. Doamna susține că în contractul de închiriere sunt prevăzute și anexele. Da, adevărat, sunt prevăzute și anexele. În momentul când colegul a întocmit acel contract, la fața locului a constatat că există o anexă unde, din câte am înțeles, creșteau porci și aceea a fost trecută, într-adevăr, din punct de vedere al impozitării, pentru că el era obligat. Între timp, doamna Panait a mai modificat acea anexă, din câte am înțeles, eu sper să nu greșesc. Probabil suprafața e diferită acum, dar, cum am zis, neavând drept de a construi, adică să fie concesionar, acea anexă va trebui desfințată, având în vedere că avem conflict în spațiu comun. Contractul de închiriere este valabil până în 2028, iar femeia susține că este la zi cu chiria și că nu au fost probleme din acest punct de vedere. Tocmai din această cauză este hotărâtă să-și caute dreptatea în instanță.